Jucătorul Călin Cristea, în vârstă de 22 de ani de la Unirea Alba Iulia, formație de Liga a doua, a fost transferat ieri la gruparea Gorjană. Transferul mijlocașului de bandă stânga a băgat în conturile Unirii 70.000 de euro. Mijlocașul a fost remarcat de antrenorul Petre Grigoraș, care a dorit să-l aibă la echipă din returul campionatului. Născut la Alba Iulia, Cristea s-a dovedit a fi cel mai bun produs din rândul jucătorilor tineri, acesta acumulând trei prezențe la reprezentativa de tineret României. Prima convocare la lotul național a fost la vârsta de 15 ani după aceea aluând o pauză și revenind la Naționala de Tineret, iar mai apoi la seniori. În perioada 2005-2010, Cristea a jucat numai pentru Unirea Alba Iulia, cu care sezonul trecut a revenit în Liga 1, însă formația a retrogradat anul acesta. Pandurii Târgujiu nu a efectuat niciun transfer în această pauză competițională, deși a renunțat la șase jucători din lotul care a evoluat în turul campionatului. Brazilianul Alexander Cardozo este jucătorul care ar putea pleca de la echipă Mircea Rednic dorindu-l foarte mult la Kazar Lankaran în Azerbaijan.